Potențialii beneficiari din Prahova sunt așteptați până pe 15 octombrie să depună cererile de plată pentru intervenția asigurarea recoltelor la sediul Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, situat în Bulevardul Independenței din Ploiești. Solicitanții trebuie să dețină viță de vie care produce struguri de vin cultivată pe cel puțin 0,1 hectare. Aceste suprafețe trebuie înscrise în registrul plantațiilor viticole și, desigur, trebuie să aibă poliță de asigurare încheiată pentru asigurarea recoltelor, o recoltă estimativă de către dumnealor. O altă condiție pentru a obține acest sprijin financiar de la APIA este ca plățile din asigurare sau alte scheme de sprijin să nu compenseze producătorii pentru mai mult de 100% din pierderea suferită. Documentele necesare depunerii cererii de plată sunt actele de identitate. În cazul persoanelor fizice, actul de identitate, sau persoanelor juridice, certificatul de înregistrare la ONRC. Desigur, trebuie să facă dovada deținerii acestei polițe de asigurare a recoltelor și dovada plății acesteia. Desigur, trebuie completată în cererea de plată suprafețele pentru care se solicită. Acestea se găsesc în cererea de plată și atunci este foarte ușor beneficiarului. Și un document din care să reiasă contul bancar, documentele de identitate bancară. Valoarea totală a ajutorului poate ajunge la 80% din costul primelor de asigurare plătite de producători pentru a se asigura împotriva pierderilor cauzate de dezastre naturale sau până la 50% pentru pierderile cauzate de fenomene climatice nefavorabile, de animale, de boli ale plantelor sau de infestări cu dăunători. Anul trecut, la nivelul județului Prahova, 16 producători au beneficiat de acest sprijin financiar.